Femeia a decedat pe loc, fapt confirmat și de echipajele ambulanței sosite la fața locului. Au mai fost două femei ce au fost lovite de pietrele căzute, însă acestea au scăpat ca prin urechile acului. Femeia, care a sunat la 112, a relatat cum s-a întâmplat nenorocirea. Un accident nefericit, deci noi am coborât din autocar cu intenția de a vizita peștera. Moment în care am zărit scorbura aia și am întrebat, este cumva o intrare de urgență? Ceilalți colegi ai mei au sugerat, ei s-au dus să facă poze. Iar doamna a venit în spatele meu și a spus, ce zici, noi nu putem face și noi urca acolo să facem o poză? Da, de ce nu? Când am văzut capul doamna era despicat, mi-am dat seama și pugea sânge. Colegul a avut tăria să sune la 112 și cam asta e. Bine, mai sunt persoane din grup care au fost, de fapt, ele erau trei, una lângă alta. A căzut o piatră de sus și a lovit-o direct fulgerător, cât ai clipit din ochi. Deci, pur și simplu, nu am auzit niciun zgomot, deci absolut nimic, eram cu spatele. În zonă există panouri care semnalizează faptul că există riscul de prăbușire al bolovanilor și nici staționarea mașinilor nu este permisă. Edilul din Polovra, Ștefan Făsuescu, afirmă că nu au mai existat astfel de incidente până acum. E primul caz care îl avem cu decesă. Pe timp de iarnă se mai desprind porțiuni din stânci, dar în timpul verii și când e circulația mai mare, în timpul verii nu am avut cazuri.